Vreau să vă mulțumesc în această seară că sunteți alături de mine. Pe lângă pasiunile pe care le-a enumerat Ovidiu, vreau să vă mărturisesc că mai am una și anume bărbații. Și bărbații anume cei inteligenți, educați, manierați și desigur cu simțul umorului. Slide-ul pe care l-am pregătit va demonstra câte un pic din ceea ce îmi place mie să văd la un bărbat, îmi place din atitudinea lui și din modul în care este îmbrăcat. Așa, din totdeauna am fost de părere că nu vei avea niciodată o a doua șansă să faci o primă șansă, să faci o a doua șansă, să faci o primă impresie bună. De aceea, consider eu că aspectul fizic este primul lucru la care ne uităm. Indiferent dacă suntem femei sau bărbați, un aspect bine îngrijit, un costum bine aranjat și potrivit cu accesorii, deci ne atrage și ne bucură privirea. De asemenea, ce îmi place și atrag atenția este atunci când un bărbat știe cum să se comporte cu o femeie, știe să-i deschidă ușa, știe să-i vorbească, știe să se comporte alături de ea și le-aș sugera bărbaților să facă cât mai multe chestii de genul, să învețe bunele maniere care, după părerea mea, ar trebui predate în școală, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Și chiar mă bucur în seara asta că sunteți și bărbați și femei, pentru că mă gândeam la un moment dat că veți fi mai multe doamne și atunci să nu creăm bisericuțe. Din prezentarea mea de PowerPoint se poate înțelege, deci unde am vrut să merg cu ideea de bune maniere. De asemenea, pe lângă bunele maniere, consider un must la un bărbat să aibă încredere în el. Încrederea dezvoltă și transmite siguranță, încredere în sine și m-aș bucura ca toți bărbații să... Ok, deci mi-am uitat gândul. Continuând cu mici atenții, un bărbat oricum poate să... Pe lângă încredere, aspect fizic, eu ziceam că ar putea încerca și cu niște flori și cu niște cadouri acum pe bune. Dacă nu aveți cum altfel să cuceriți o femeie, mergi la noi, se poate și așa. Și desigur, nu în ultimul rând, și cum am spus și în prezentare, apreciez foarte și foarte mult simțul umorului. Atunci când suntem deschiși și suntem relaxați și știm să zâmbim, ne facem și mai plăcuți pentru cei din jur. De asemenea, un bărbat care știe să facă o femeie să zâmbească, după părerea mea, deja i-a câștigat inima pe jumătate. Aici era vorba despre cadouri, da, la asta m-am referit. Deci... Desigur, și florile intră tot în aceeași categorie. Și de asemenea, ce consider eu că mai apreciază o femeie la un bărbat este educația. Și da, educația la un bărbat este ca și erecția, dacă oare se vede. Și părerea mea este că tot mai multe femei pun accent pe această calitate. De educație era vorba. Aici am vrut să demonstrez cât de important este pentru un bărbat să aibă încredere în sine și să emane masculinitate, pentru că astfel atrage o femeie. Și mai departe, o să vă mulțumesc pentru prezență. Nu s-a terminat slide-ul, nu? Sincer, de acasă... mi-am adus aminte. Voiam să zic că, indiferent de cât de puternică este o femeie, tot timpul simte nevoia să aibă lângă ea un bărbat puternic. Până la urmă, eu nu cred că există femei rele, sau ci există femei care sunt iubite prea puțin. Și de aceea, cred că orice femeie, când ajunge seara acasă, indiferent de cât de puternică este ea la serviciu sau în cercul de prieteni, caută să fie... drăgălită, să fie alintată și, desigur, prin această poză am vrut să spun că noi femeile, deși suntem total diferite, eu pot să vorbesc și ca femeie la puterea a doua, pentru că am fost brunetă, acum sunt blondă și, de fapt, astea sunt niște calități pe care și o blondă, și o brunetă, și o roșcată le apreciază la un bărbat. Educație, bune maniere, încredere în sine și simțul umorului. Vă mulțumesc mult!